spuneți-mi, dacă obișnuim să dormim pe o parte și ne învățăm organismul cu această poziție, ani în șir, în timp ajungem să dezvoltăm, nu știu, mici dureri pe partea aceea, să ne doară umăr, să ne doară spate, deci, să ne doară... Poziție corectă de somn, cea mai bună, da, să zicem, este pe spate. Cu siguranță. Următoarea este lateral. Cea mai nesănătoasă, cum ar fi, e cea pe burtă. De și ce din e nesănătoasă, păcate, cea pe burtă? Din mai multe motive. Unul, la mână, când dormi pe burtă, tu ești obligată să pui capul într-o rotație internă sau externă foarte mare. Asta înseamnă să-ți provoace dureri la nivelul coloanei cervicale. Da? Fiindcă stai o oră în șir cu poziția de rotație externă unde mușchii nu sunt relaxați, este forțată articulația la nivelul coloanei cervicale și dezvolți probleme în timp, logic, nu dacă dormi o seară, dar în timp o dezvolți probleme la nivelul coloanei cervicale. 2. Când dormim pe burtă, coloana, toracală și lombară devine mai mai arcuită și atunci provoacă dureri la nivelul toracal, fiindcă tu când dormi pe spate, teoretic vine contact direct pe saltea și se relaxează. Însă când dormi pe burtă, coloana de fapt trage gravitatea spre jos și atunci devine o curbură la nivelul coloanei. Și atunci, tot așa, în timp creează zone de presiune și ne supără și ne doare. Lăsând partea cardiovasculară, nu e ok să dormi pe burtă, fiindcă vei avea probleme la nivelul circulației și cardiovascular. Dar eu vorbesc acum de partea de articulație. Ați apăsat pe microfon de câteva ori, cât că da, nu s-a auzit. Zic că poți să provoci și probleme la nivelul cardiovascular, dar cu siguranță eu vorbesc acum de partea de oase. Următoarea poziție care e sănătoasă, cum am zis, după ce aia pe spate, care e un pic grea, fiindcă nu mulți reușim să dormim pe poziția asta, este lateral. Însă trebuie să avem unele criterii ca să dormim lateral și să nu avem probleme. Unul este să avem o pernă care să ne permită că gâtul să stă în poziția neutră cu corpul, adică să nu fie prea joasă, nici prea ridicată, așa fel încât să fie gâtul relaxat în poziția neutră când dormim pe o parte. Fiindcă dacă e prea joasă, vei sta cu capul mai jos și o să ai probleme și dureri, dacă e invers, o să ai probleme aici. 2. Să încercăm să punem o pernă între picioare ca să nu atingă o perioadă lungă genunchii unul de altul și să ne provoace dureri, mai ales la persoane în vârstă care deja au o artroză. O poziție laterală nu este foarte confortabilă pentru ei, fiindcă au deja artroză, iar la artroză te doare pe partea internă a genunchiului și atunci când atingi una pe de alta o perioadă mai lungă, în somn, te trezești cu dureri articulare. Da? Și cel mai important este să alegem și saltaua. Într-adevăr, sună bine când ai un pat pufos, dar nu este tocmai sănătos, fiindcă la fel cum am vorbit. Saltaua trebuie să fie tare. Da, trebuie să fie tare, în așa fel încât să nu îți permite corpul să intre înăuntru și să deformeze coloana. Da? Deci coloana trebuie să rămână întotdeauna în poziție neutră. Și de asta noi, când avem pacienți care suferă de dureri la nivelul coloanei, le recomandăm să meargă să ia o saltea ortopedică care e un pic mai dură. Da? Nu este cea pufoasă care îți permite să intri, să te relaxezi. Într-adevăr, te simți mai bine la început când stai, fiindcă dacă stai pe ceva mai mole, corpul se relaxează, da, mușchii se relaxează, dar provoacă presiune la nivelul coloanei și pe perioadă îndelungată ai probleme din cauza presiunii respective, fiindcă apasă și pe disc, apasă și pe nerv și dezvolți o problemă la nivelul coloanei.